Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Halil Ibrahim, una dintre fețele populare din lumea serialelor de televiziune turcești, și-a câștigat o mare bază de fani cu proiectele la care a participat recent. Halil Ibrahim, care atrage atenția pentru stilul său unic de actorie, atitudinea sinceră și legăturile puternice cu fanii săi, de data aceasta a ieșit în prim plan nu cu afacerea sau cariera sa, ci cu viața sa privată. În declarațiile pe care le-a făcut recent, celebrul actor a trăit momente emoționante în fața fanilor săi, în timp ce a explicat în lacrimi o pierdere care a lăsat cicatrici adânci în viața lui. Halil Ibrahim este cunoscut ca o persoană care în general încearcă să-și păstreze viața privată departe de vedere. Dar într-unul dintre ultimele sale interviuri nu și-a putut ascunde emoțiile când vorbea despre un eveniment care a lăsat un gol adânc în viața lui. Halil Ibrahim, care și-a început discursul spunând: "Era familia mea, nu vreau să-l pierd, virgulă, a trăit un moment foarte emoționant în fața fanilor săi." Exprimându-și sentimentele în fața camerelor de filmat, celebrul actor a exprimat cât de valoroasă este pentru el această persoană din viața lui și că nu vrea să o piardă. Această mărturisire a dezvăluit că Halil Ibrahim se confrunta cu un conflict intern și dorința lui de a păstra această persoană în viața sa. Totuși, actorul, care nu a dat detalii despre cine este persoana despre care vorbea, s-a limitat să exprime cât de puternică era legătura lui cu această persoană. După declarația lui Halil Ibrahim, fanii și tabloidele încearcă să înțeleagă cine este această persoană și relația dintre ei cu mare curiozitate. Halil Ibrahim, care de multe ori nu și-a putut reține lacrimile în timpul interviului, a rostit și el cuvinte importante despre familia sa și despre conceptul de iubire. Celebrul actor a spus: "Familia nu este formată doar din legături de sânge. Familia adevărată sunt oamenii pe care o persoană îi poartă în inima și în valorile lor", virgulă, a spus el, explicându-și angajamentul față de oamenii pe care îi vede ca o familie în viață. Halil Ibrahim a spus că pentru el adevărata familie este formată din oamenii care ocupă cel mai spiritual loc în viața unei persoane și a subliniat cât de greu este să pierzi acești oameni. Se știe că una dintre cele mai importante priorități ale lui Halil Ibrahim de la începutul carierei este familia sa. Actorul, care își exprimă dragostea față de familia sa cu fiecare ocazie, a împărtășit cu această ocazie despre căderea emoțională pe care a trăit-o în legătură cu această persoană care are un loc important în viața sa în afară de familie, afirmând că legătura pe care o are cu această persoană îl face să se simtă ca în familie și că relația dintre ei nu este doar una de prietenie sau tovărășie. Actorul a lăsat declarații foarte clare despre locul acestei persoane în viața sa. Aceste declarații sincere ale lui Halil Ibrahim dezvăluie, de asemenea, că el încearcă să facă față fricii de pierdere. Afirmând că situațiile pe care le-a trăit cu această persoană, mai ales recent, le-au târât într-un conflict emoțional profund, actorul a exprimat modul în care ideea de a-l pierde i-a provocat o mare durere. Repetând iar și iar expresia "nu vreau să-l pierd", virgulă, Halil Ibrahim a explicat clar momentele dificile pe care le-a trăit în timpul acestui proces. Deși celebra actriță nu și-a exprimat deschis problemele pe care le-a avut cu această persoană, fanii ei au fost martorii suișurilor și coborâșurilor emoționale pe care le-a trăit. Această mărturisire a dezvăluit clar că Halil Ibrahim trăia un mare conflict în lumea sa interioară și dorința lui de a-și salva relația cu această persoană. Fanii au apreciat curajul actorului în această perioadă dificilă și l-au împroșcat cu mesaje de susținere. Aceste declarații ale lui Halil Ibrahim au avut un mare impact pe rețelele de socializare. Fanii au început să împărtășească mesaje pentru a-l sprijini pe celebrul actor în fața căderii sale emoționale. Hashtagurile deschise pe platformele de socializare au fost răspândite rapid de fani care și-au arătat dragostea și devotamentul pentru Halil Ibrahim.
Mulți oameni au exprimat că au crezut că actorul poate depăși dificultățile pe care le-a întâmpinat și că îl vor sprijini mereu. Baza de fani ai lui Halil Ibrahim este destul de mare nu numai în Turcia, ci și în străinătate. Fanii care îl susțin, în special pe rețelele de socializare, încearcă să-i dea moral lui Halil Ibrahim pentru a depăși acest proces dificil prin care trece. Fanii ei spun că se simt mai aproape de ea pentru că ea își exprimă cu curaj aceste mărturisiri emoționante. Acest proces prin care a trecut Halil Ibrahim pare să fie întărit și mai mult legătura cu fanii săi. Halil Ibrahim este pe ordinea de zi nu numai cu mărturisirile sale emoționante, ci și cu realizările sale profesionale. Actorul, care a făcut progrese mari cu proiectele la care a participat în ultimii ani, a reușit să se facă un nume atât în Turcia, cât și la nivel internațional. Halil Ibrahim, care atrage atenția mai ales pentru performanța sa în lumea serialelor de televiziune, este așteptat cu nerăbdare pentru viitoarele sale proiecte. Întrebarea cum va afecta acest proces emoțional cariera lui Halil Ibrahim este o chestiune de curiozitate pentru fanii săi. Nu este de așteptat ca frământările emoționale pe care le trăiește să afecteze performanța actorului. Se spune însă că aceste conflicte interne îți pot oferi personaje mai profunde și mai emoționante în proiecte noi. Performanțele sale de succes, mai ales în producții dramatice, ne fac să credem că poate participa mai mult la acest tip de proiecte. În declarațiile sale despre cariera sa, Halil Ibrahim a dat și indicii despre proiectele la care va participa în perioada următoare. Actorul a declarat că lucrează la un nou proiect de serial de televiziune și că fanii săi așteaptă cu nerăbdare acest proiect cu mare entuziasm. Datorită succesului său, în special în roluri dramatice, noul proiect al lui Halil Ibrahim este de așteptat să atragă multă atenție. Prin acest proiect, Halil Ibrahim este de așteptat să devină mai cunoscut la nivel internațional și să-și facă un nume în diferite țări. În timp ce fanii actorului așteaptă cum are entuziasm acest nou proiect la care va participa, se spune că procesele emoționale prin care trece Halil Ibrahim îl pot inspira și el în acest proiect. Fanii speră ca Halil Ibrahim să transforme aceste dificultăți în avantaj și să revină mai puternic pe ecran. Ultimele mărturisiri emoționante ale lui Halil Ibrahim arată că se află într-un moment de cotitură major în viața sa. Încercând să facă față fricii de pierdere, actorul a împărtășit cu sinceritate fanilor săi conflictele emoționale și durerea pe care a trăit-o în acest proces. Pierderea acestei persoane, care a ocupat un loc important în viața sa, pare să fi provocat o rană adâncă în lumea interioară a lui Halil Ibrahim. Cu toate acestea, Halil Ibrahim pare să fi reușit să supraviețuiască cu sprijinul fanilor săi în acest proces dificil. Mesajele de susținere pe care le-a primit pe rețelele de socializare au demonstrat încă o dată cât de mult este iubit și legătura puternică pe care o are cu adepții săi. Proiectele de viitor ale lui Halil Ibrahim și pașii pe care îi va face în carieră sunt așteptate cu mare curiozitate. Pascali.